Se uită la mine, ce faci acolo, lasă-mă în pace. No, Măriuca-i bine, i-a picat din părul ăla mare de peste iarnă. Stai cu minte, stai cu minte. Andreea nu acceptă așa bine ca pe mine, dar... O... Mă las acum, de obicei nu mă lasă. Ei, știe că e aici șeful. Stai cu minte. Mai avem 12, că unul ni l-a nimicit Uliu. Mă dau o țâțeală. Salutare, prieteni! Eu sunt Daniel din Maramureș, orășan la țară, și astăzi o să mă plâng un pic. Am motive să mă plâng și o să încep cu ceva așa ușor ca să vă pornesc. După cum știți, unele videoclipuri noi ne lăudăm, așa, în ghilimele, în altele ne plângem și în altele facem treabă. O să începem cu butoiul ăsta pe care l-am așezat drept frumos și de la ploaie s-a umplut, s-a înfoiat, nu mai curge din el, că pe când l-am instalat aici, cam de pe la jumate curgea apa din el, dar i-am pus niște bolțari din ăștia și în partea asta a fost mai mult o mezeală și s-a lăsat. Ăsta e primul motiv de a ne plânge astăzi. Hai să mergem mai departe. Al doilea motiv e faptul că avem fân pe jos deja de 2 săptămâni în unele locuri și e gunoi. Cea mai mare problemă a noastră ca și crescători de animale este lipsa utilajelor. N-avem tractor, din păcate, avem o cosetoare cu care cosim, dar restul utilajelor și restul muncilor de împachetare și aducerea fânului acasă trebuie să ne rugăm de alții. Și asta e situația anul ăsta cea mai dramatică, să zicem așa, pentru că am cosit la o vecină vreo 50 și ceva de arii de fân frumos, foarte gros, iarbă mare, am cosit-o, am greblat-o, s-a uscat, am pus-o în cord, am cordălit-o și pe când să vie la balotat, omul nu mai putut veni, nu mai apărut, am rămas cu fânul în ploaie imediat de vreo 10 zile. Astăzi am fost pe la el și l-am întors, îi negru, n-ai ce face cu el decât vom vedea. Mâine și poimine zice ceva vreme bună și să vedem cum se va usca fânul ăla. S-ar putea să-l mai balotăm și să-l folosim eventual la bivoliță, dacă se usucă și ce va fi cât de cât din el. Restul vom folosi pe grădină. Pe de altă parte, ploaia asta ne avantajează pentru că în locurile unde am cosit deja va fi o tavă groasă și dacă ne-a ajutat Dumnezeu și om avea timp și vreme să uscăm și aia, va fi bine. Hai să facem și un tur așa mic al gospodăriei, ca să știți, n-ați mai văzut-o pe Măriuca de mult, dumnea ei stă în ploaie toată ziua, pentru că bivolii sunt animale de apă și o lăsăm aici. O mai mutăm de aici colo și își vede de treaba ei. Ce faci, domnișoară? Ce faci, prietină? Iată, am adus un melc, îl vrei? O scoică de melc. Vrei? Ia să văd ce faci cu el, mănânci? Știi că eu vorbesc și cu Andreea, soția mea, care mă filmează, dar în trecut oamenii, ca să le ofere proteină la animale, uneori le dădeau și alte animale moarte. De exemplu, la găini se culegeau murtăciuni de pădrum și din pădure pentru organismele care se dezvoltă în alea, ca să aibă găinile și un pic de viermi, un pic de proteină, da? Măriuca am făcut așa numai un... Să văd ce face cu el. Ce faci? Gata! Ti-s-o-mi! E s-o lipiș din ăla de pe mel. Ce-ai în gură? Ce-ai în gură, miratură? Măriuca se înțelege foarte bine cu noi, e prietenoasă, e din ce în ce mai prietenoasă, numai că și asta ne ocupă timp. Trebuie să ne ocupăm de ea. Însă, cum vă ziceam,
ce, mă-i sughița sau ce faci? Însă, marele avantaj cu creșterea bivolilor e faptul că nu sunt animale sensibile. Și o să vedem noi cât de târziu, până septembrie-octombrie, o vom lăsa tot afară. Am văzut în unele exploatații și iarna bivol ia un loc acolo, în adăpost. Ca să înțelegeți ce fac, mă dau pe partea asta la altă, tot timpul când umblu pe la ea, îi umblu pe la pulpă, o mai gâdil pe la pulpă, ca să ia să știe că am eu treabă acolo și să se obișnuiască, așa e, dragă? Dar suntem foarte buni prieteni, așa, ce prieteni suntem, oh! N-o să văd cum umbli la el la pulpă. Păi cum, îl bag mâna acolo la uger, o prinde țâță și o trag un pic. No, dar mă, ce faci? Păi nu, că când mă vede pe mine, fuge. Am o face joacă, ia uite-te, oh! Stai cu minte, stai cu minte, ai grijă. Cam nu-i numai de show, că nu facem nou show, dar tu trebuie să știi când stai, stai. Așa, așa. Și eu când o prinde țâțe, o și trag, nu te chem, o trag așa ca și cum stai, cam uscol lapte. Să uită la mine, ce faci acolo, lasă-mă în pace. No, măriuca-i bine, i-o picat din părul ăla mare de peste iarnă. Ne bucurăm că ne balegă și pe aici unde am adus noi gunoi și dar ne dezvoltă și ne îmbunătățește solul în timp ce îl întreține, mai papă iarba. Asta e treaba cu măriuca, hai să vedem și caprele. Da, hai să trecem și pe la puii ăștia, că ia. Am mutat puii din coace pentru că le-am făcut un pic de adaptare, se poate intra în cușca aia de găini și tot sub trambulină. Mi-a mai mâncat unul uliu. Hai mai încolo că te-am burdat, măriuca. Să freacă de tine. Da, la mine un pic. Ia uitați ce face măriuca. Suntem surori astăzi. Îi place de tine că ești... Nu mai vrei tu să te îmbraci în negru și să stai aici cu ea cu o zi întreagă, să stai să nu se plictisească. Te îmbraci în negru, te pui în patru labe. Strigă la ea. Stai cu minte, zică-te. Stai cu minte. Stai cu minte. Stai cu minte. Pe Andreea nu acceptă așa bine ca pe mine, dar... Mă lasă acum. De obicei nu mă lasă. Ei, știe că e aici șeful. Stai cu minte. Știe că e aici șeful. Bravo, fetița, bravo. N-a dus cu... No, e bine. E bine, îi place florile, ți-ar mânca fusta. Da, să uite după tine, ar vrea scărpinat un pic, nu numai... Păi că de obicei stau... Tu, măi, mă... Iată-mi vrut, bine că-ți priceput. Vezi, dacă nu sunt de lanț, face figuri. Lasă, cam unul așa cât să închic. Da. Ideea este că... Nimic nu ne garantează că ea va sta cu minte la mulți. Însă, tot umblând așa pe la ea, noi căutăm să avem un contact cât de bun cu ea, în așa fel încât să, când ea fi rândul, să-i putem comanda șez în loc, să șadă în loc. Așa va fi. Și cât a funcționat de bine, vom vedea. Noi o vedem foarte prietenoasă și docilă. Atât, No. Stai cu mine. Noi vedem foarte prietenoasă și docilă, însă, sigur, e un animal care încă trebuie îmblânzit. Trebuie să se obișnuiască cu noi, trebuie să își intre în rol, să își intre pe făgaș. Da, nu avem emoții cu ea, cum ne-a ajutat Dumnezeu așa ar fi. Dacă nu ne-a dat laptele deloc. Eu sunt flancul. Dacă nu ne-a dat laptele deloc, sunt și alte soluții. Este o variantă cu furtunul, sunt alte variante. În cel mai rău caz, abatorul. Dar sperăm să nu ajungem la extrema. Da, ia, toarce în coace. Uite, aici e mașinuca. Am făcut ștraful după ea în ziua în care trebuia să vină omul la balotat. Am zis să pregătea de ploaie într-o oră, două. Tot pun balot în ștraf, zic ia pelerina pe ștraf și duc din ei. Dar omul nu s-a mai prezentat și asta este. Așa găinușele de la anul ăsta
ieșite din incubator, mai avem 12, că unul ni l-a nimicit uliu. Și pentru că suntem oameni de scurcăreți, hai să vezi. Opa, asta nu găuresc trambulina. Ușa asta am deschis-o în partea asta și acolo nu trebuie să le mai pun o scândură. Noaptea închidem și vison lata. Și noapte bună. Și peste zi, ca să nu se bage uliul la ele, punem rondiul ăsta, cum se zice. Îl punem pe deasupra. No. Cât ne-a ajutat Dumnezeu și ne-a păzit din pui ăștia, vor scăpa. Cât nu, asta este, că nu-i creștem pentru uliu, dar nici nu putem sta lângă ei tătă ziua cu fluierul să... așa. Am cochetat cu ideea de a pune și eu o pelerină sau ceva de culoare deschisă aici, însă avem destul de lucru și deocamdată tot amânăm și treaba asta. Mi-a rămas hamul de la mânzul Iancu, pe care noi l-am avut, am un rond de ham vechi și din păcate de Iancu ne-am despărțit anul trecut, însă o să folosesc hamul în curând pe Măriuca, când avea vreme acolo mai către toamnă, îi bag hamul pe ea și leg o creangă după ea cum am făcut la Iancu și poate că îmi da și ceva de lucru, că mai am sapa, o mai am, nu-i facem toate planurile, amu, dar vom încerca să vedem ce putem lucra și cu ea. Că de tras câte un lemn de aici colo, cred că și ea putea și astea le-am filma în viitor. Așa că dacă nu sunteți abonați la canalul Orășan la Țară, faceți bine și abonați-vă, pentru că noi suntem... Nu suntem cu o gospodărie imensă, dar avem o gospodărie în care filmăm diverse lucruri interesante și vă invităm să fiți alături de noi în marea familie Orășan la Țară. Abonați-vă, lăsați-ne comentariile voastre și dați un like la video ăsta. Hai să vedem capele. Câte mai avem, că am vândut din ele. Oh, oh. No, hai, du-te, nu bloca drumul. Uite încolo, poate vin nici ani. Dar ce, n-ai la cine da laptele? Am și la cine da laptele, dar despre capre, motivele pentru care le-am vândut, hai mai încoace, că dacă te înghionchește, despre capre și motive pentru care vindem din capre, etc., vă explicăm într-un video viitor, strict, pe subiectul capre. Însă acum facem așa o plimbare generală și am povestit altă dată, despre cât lapte avem și la cine dăm și cât bani facem și astea, nu le zicem toate odată. Ăsta-i țapul pe care îl vom folosi a doua oară anul acesta și va fi și de vânzare începând cu luna septembrie, după ce le montează caprele noastre. S-a dezvoltat bine, nu-i cel mai imens, dar e bine. Dacă îl comparați pe el cu mine, să știți că eu am 1,90 înălțime, deci așa, și am un pic de mușchi am aici. Bine, caprele noastre sunt înăuntru în perioada asta, pentru că plouă, le punem iarbă cosită, ce am reușit să strângem printre ploi și le punem aici o zi, două, trei, mănâncă din ea, n-avem treabă. Hai să vedem și purceii cum se prezintă. Purcelașii zmărișori. Zmărișori. Ce ai? Purcica e liniștită, grijește bine de ei. Minte. O și slăbit. O și slăbit. Așteptăm să slăbească încă mult, deși e mare, e masivă ea. Și să vedem la următoarea montă cum se va comporta, pentru că cu siguranță vrem să o montăm din nou. Sunt foarte laț în buci și și în față. Și în față, la umeri. Ăsta alt e mai fain, uite ce fain e ăsta. Uite la el. Uh-huh. Se ascunde după măsa, mă. Mă dau o țățeane. Uite ce fain e. Uh-huh. Cadru ca măsa, vezi? Uh-huh. Spatele lat și fața lat. Ai, ăștia au o singură țâță pe parte și se bat amândoi de la ea. Cred că de-aia e așa făcut ăsta, că uite la el ce... Aprinde totuși becul. Ăsta măci. Ei, băi, jucărie! E clar că al doilea fătatul îi mai vitează. Primul e mai anemic un pic. Ăla suge de la mândouă. Ia cum îl împinge pe ăla la altul.
Bravo! Șmechere, tu vrei să țuri și puterea lui frate tău. Băi, cum faci? Vezi-l de ce-i mai mare ăla? De-aia e mai mare, că eu luat țâța de la ăla. Deci asta e treaba. Dacă ești mai molân în viață și în lumea asta, îți iau alții mâncarea. Vezi-l ce șmecher e. Hai cu celul. Hai. Ne bucurăm, mulțumim la Dumnezeu că sănătoși amândoi. Purcica n-are probleme. Poate că ar trebui să-l separ pe ăla, să-l pun, să-l mai prind, să-l mai bag separat. Ce să fac cu el? Da. Nu, ăla cum... care mănâncă și se face mare, tu li separa. Lasă-l să se facă mare. Da, știi ce am observat? Hai să-ți arăt ce am observat. Da. Am văzut o șmecherie foarte impresionantă. Când îi pun la purcică făină și purcei acela mai mare, el îi direct la mâncat. Nu mă, santeică. Știi? I-am scos cheica aia afară pentru că dacă lași cheica aia, face gunoi aici lângă ușă. Așa dacă le pun mâncare aici, va face gunoi în colțul ăla. Fain, purcei, fain. Hai, stai mare, grozav. Trebuie castrat în curând. Păi doar anume, le pui, a, sau nu, că trebuie să vină. Nu, no, le pot spune da, la da, bine. Hai, mă, viteaz, mai ești, mă, ci te arunci, mă. Hai, mă, încoace, nu te arunca, mă. Hai, mă, nu te arunca, mă. Lasă-l pe ăsta la altul să mănânce. Da, așa la mâncă. Da, sigur. Ce rămâne? Da, ce Da. Hai, da, fetele, să vă arăt ceva fain. Ia, fetele, fiți atenți. Pregătiți aplauzele, da? Ia, fetele. Fain, știi? No, nu mă laudă nimeni. No, nu mă laudați, că mă laud eu singur. În cel mai rău caz, trag o trântă de pământ, da? Am probat așa cu câtingan și am... Mă dau și eu câte un pic. Da. Ia iată mi-s caprele. Și... Sunt foarte bucuros de ele. Chiar dacă anul ăsta... Chiar dacă anul ăsta e mai greu cu fânul, tot fânul ni compromis. Să vedem ce o mai putea construi acum încolo. Dar mă vede cumpărat. Asta este, trebuie cumpărat fân la ele. Le plac cireșele acum de mână. Au cireșe de mâncat. Plin de cireșe pe aici. Iuhu! Ioi, mamă, ce fain e! No, oameni buni, eu nu mai am vreme de sta la povești, că trebuie să mă dau pe leagăn. Voi, dacă v-a plăcut video de astăzi, neapărat să dați un like. Așa să dă like-ul și scrieți acolo comentarii. Să-mi spuneți dacă vă place gospodăria noastră, animalele. Le mulțumim abonatilor și membrilor și la toată lumea care ne-a dat like. Ce-o-i dat cu capul sau cum o-i dat? Care ne-a susținut și care ne admiră.
Și vă salutăm și ne vedem. Ioi, data viitoare. Amuda un salut. Amu. Oi, cam m-am mădărit. Da, ia asta mă strâne de azi. Ioi. Bine. Na, unde merem? Hai, de ce merem? Ce facem? Nu suntem hotărâți, merem sau nu merem? Ce mâncăm? Tu frumoasă, tu... Tu frumoasă, tu știi, tu ești frumoasă. Păi le-a dat-o, vrei să le vinzi? No, păi aia este! Păi aia este! Astea două s-ar putea să le vând. Alea cele mai prietenoase, mai doamne, Fer, cum te și gândești? Și foarte frumoase și foarte prietenoase, dar pentru că eduțele au preț anul ăsta, e nevoie să vindem și din ele. Și ce e interesat, ne vor scrie în comentarii. Așa, Vita. Ia-te-mă. Te-o blocat! Asta nu mai vede, nu mai am ochi. Unde mi-s ochii? Unde mi-s ochii? Tu ești mai prostucă ca sora ta, ia? Sora ta deja știe. La asta îi place, care nu mai ochi am. Ia să te... Oh, îmi-o țupa. Îmi-o țupa. Îmi-o țupa. Călăria mea faină cu gibolița vreodată. Gata. Merem în casă. Merem să mâncăm iamnează. Și voi mereți și mâncați iamnează. Și de sară, și de tăchezulele. Mereți. Mereți la masă. Mereți la masă, că vă cheamă ea. Se descurcă ele.